Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pe pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cuvântul de ordine astăzi a fost închinare. De dimineață ni s-a spus, ne închinăm cu cântarea, ne închinăm cu poezia, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie pentru Uganda, ne închinăm pe noi înșine, ne dăruim lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu este o ordine deplină. Există structuri de autoritate puse de însăși Dumnezeu. Se pare că există un departament, hai să-l numim așa, al comunicărilor. Informația are impact. Informația e foarte scumpă, unii o fură, alții o cumpără. Comunicarea are rol câteodată de a aduce ascultarea, altădată răzvrătirea. Și în domeniul comunicării este un arhanghel, un înger puternic care răspunde de toate acestea. Că la mirarea lui Zaharia, cum o să se întâmple toate astea? Îngerul îi spune, eu sunt îngerul Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu și am venit să-ți vorbesc. Se pare că îngerul Gabriel e responsabil cu acestea, că la preacurata Fecioară Maria, tot Gabriel a venit aducând vestea bună a întrupării. Războaiele Domnului se pare că spurtate de Mihail, voivodul, cel viteaz, care vine în ajutorul sfinților. Și în Iuda 13 spunea Duhul Sfânt că Mihail se certa cu diavolul pentru trupul lui Moise. Asta e un alt departament. Și mai este în cer, era și încă este un departament de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu. Se pare că departamentul acesta era condus de un heruvim ocrotitor cu aripi întinsă, foarte puternic. El mergea așa prin mijlocul stelelor scânteitoare și numele lui era Satana. Dacă atribuim versetele din Ezechiel 28, diavolului, acolo spune, cum ai căzut din cer, Luceafăr, al zorilor? Dacă atribuim versetele din Isaia 14, diavolului, spune că el a fost fără prihană până când s-o găsit fără de lege în tine. Că el spunea, mă voi sui pe muntele Dumnezeilor la miază noapte, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Ce sămânță a încolțit acolo? De nemulțumire, de mândrie. Dacă spune el că voi fi ca cel preanalt, locul acesta era ocupat. Ca cel preanalt era Domnul Iisus Hristos. Că el spune, eu cu Tatăl una suntem. De fapt, rivalitatea s-a pornit între acest prinț puternic și Fiul lui Dumnezeu. În cer, nu înțelegem foarte bine. S-a făcut o răzmeriță, s-a purtat un război. A treia parte din îngeri, acoliții vrășmașului, au fost aruncați pe pământ. Și o striga cineva, vai de tine pământul și mare, că diavolul s-a coborât la voi cu mare furie. Dar oamenii creați de Dumnezeu au continuat să fie câștigați de diavolul. Se pare că bătălia aceea nu s-a sfârșit acolo. O continuat diavolul să fure sufletele create de Dumnezeu. Și la un moment dat cineva a intervenit. Și a spus, tată, în stilul cărții scris despre mine.
Și a venit Fiul lui Dumnezeu Hristos prin Fecioara Maria pe pământul nostru ca să continue lupta. Și pe când oamenii acum se pregătesc cu cadouri și cu brazi împodobiți și aprind ghirlande, de fapt simbolul e altul. În Betleemul din Iudeea s-a născut Fiul lui Dumnezeu care a venit din cer, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a venit ca rob și a dus cea mai crâncenă bătălie în lumea duhovnicească. Și l-a biruit pe diavolul aici, la el acasă, pe pământ. Când pe Golgota au întins mâinile de bunăvoie. Scuipat, batjocorit, sângele curgea din ranele lui, coroană de spini, înțepa fruntea, pe fața lui albă, ca de crini erau și roaie de sânge, pentru mine și pentru tine. Astăzi suntem chemați să ne închinăm, Domnul. Merită Domnul nostru închinarea? Slăvit să fie numele Său! Cuvântul de ordine azi era închinare. S-a povestit aici de magii care s-au închinat, de ordinul, decretul dat în vechiul Babilon, tot să se roage Dumnezeului celui viu. Dar închinarea aceasta, eu am rămas la câteva gânduri, închinarea aceasta trebuie făcută sub o călăuzire specială de la Dumnezeu. Am ales trei modalități prin care Dumnezeu a călăuzit trei entități. Aș vrea să vorbesc de călăuzirea evreilor. Că au pornit evreii, mulți, din Gosen și Dumnezeu le-a spus, vă mut în Canaan. Un drum pe care ei n-au mai fost, n-au umblat, n-aveau hartă, n-aveau GPS-uri. Și Dumnezeu a spus, nu-i nimic, eu vă călăuzesc. Și-o plecat din Ramses până la Sucot. Și de la Sucot la Etam. Și de acolo, Dumnezeu i-a înturnat înapoi, știți, incidentul din fața mării, de la Piha Hitirot, față în față cu Baal Zefon. Și s-au pomenit evreii noștri, popor de Dumnezeu, în față valuri înspumate ale mării, iar în spatele lor un faraon, ce și-a înarmat oștirea, care și cai de luptă și îi urmărea. Ce au făcut bieții evrei? Au început să strige. Și vine Dumnezeu în Exod 14 cu 14 și ne spune, Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Frații mei din Cluj, mai putem să stăm un pic liniștiți și să ne încredem în Domnul? Când în nordul nostru sunt comasate trupii rusești, da? Când pandemia face ravage, când informațiile ne îngrozesc, mai putem sta liniștiți ca să ne încredem în Domnul? Eu sunt aici să vă spun tuturora, Domnul luptă pentru noi. Dar voi stați liniștiți să ne dea Domnul liniștea asta. Și ce mutare a făcut Domnul? Îngerul care mergea în fața taberei a trecut în spatele taberei. Și norul care îl înconjura pe îngerul acesta prezent într-un nor a trecut în spate. Și a separat pe evrei de egipteni. Numai că norul ăsta, când am citit un verset, m-am oprit la el, am gândit lung. Era un nor ciudat, Exod 14 cu cât cu 20. Norul ăsta, pe de o parte era luminos și pe de o parte era întunecos. În tabără la evrei nu era veselie, dar se vedea unii pe alții, că lumina aduce bucurie. În tabără la egipteni, beznă, băgai degetele în ochi. Măi, și eu m-am gândit la norul ăsta, tot m-am gândit la norul ăsta, care separă pe sfinți de păcătoși, pe copiii lui Dumnezeu, de copiii vrășmașului. Și am încercat să stabilesc eu, pentru mine, locația. Măi, eu de ce parte a norului sunt? Că eu vorbesc de călăuzirea prin lumină, nu? Îs de partea aia luminoasă? Păi dacă sunt acolo, îs cu pocăiță, îs cu Domnul, îs cu sfință. Dar dacă sunt partea cealaltă, nu-i bun. În Efeseni, parcă, hai să luăm un verset și să ne stabilim locația. În 5 cu 8 spune așa, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii.
Și acum, vis-a-vis de lumina asta, noi putem aduce roadă sau nu? Și versetul 9 spune că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Sunteți partea asta? Că Duhul Sfânt a spus că vine cineva cu un potir pe care scrie minciună. Au fost două lucrări despre minciună. Trăim noi adevărul pur? Umblăm în el sau nu? De care parte a norului suntem? De aia luminoasă? Că roada luminii stă în orice bunătate. Nu intru deloc în detalii. Nu mi-am propus să predic lung. În neprihănire și în adevăr. Dar de partea cealaltă e versetul 11. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Frații mei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acum am înțeles că la comunitatea europeană au spus că nu-i voie dispus Crăciun. Și eu am spus că, măi, poate-s din Bucovina, că nici la noi nu pomenim de Crăciun deloc. La noi, dacă spui Crăciun la amvon, nu știu, a doua oară dacă te pune la predică. Noi sărbătorim nașterea Domnului, da? Ei, cu ocazia sărbătorilor de nașterea Domnului, de care parte a norului suntem? Bunătate, neprihănire, adevăr sau lucrări neroditoare ale întunericului? Frații mei, în Efeseni 2 spune, voi erați morți în greșalile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Lumea are mersul ei, biserica are mersul ei, fraților. Ioan spunea, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 3:15. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții nu sunt din la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne. Cât de lumești suntem noi cu ocazia aceasta? Iacov spune în capitolul 4, versetul 4, suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii îi vrășmășuie cu Dumnezeu? Și acum eu mă gândesc la norul ăsta, pe de-o parte lumină, pe de-o parte întuneric, câtă bunătate, neprihănire și adevăr am și câtă participare la lucrări neroditoare al întunericului. Că versetul 12 spune, e o rușine numai să spun în ce fac ei înascuns. Efeseni 5:12. Fraților, eu m-am gândit, am meditat la norul ăsta și am spus, Doamne, să nu fiu un dezertor. Nu cumva așa să fug din tabăra Sfinților în tabăra celor lumești. Dumnezeu să ne păzească pe toți. Și când vorbeam de norul ăsta și de călăuzirea în lumină, mi-a mai adus Duhul Sfânt în amintire un verset. 1 Ioan 1:7 spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însăși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și acum, vorbind de sensibilitatea cugetului nostru, de care parte a norului suntem? Că vine, după aia, după versetul 7, vine 8 și 9. Și spune versetul 8, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm, adevărul nu e în noi. Dar versetul 9, dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte. De care, când Duhul Sfânt, lumina Duhului Sfânt, ne conștientizează de anumite greșeli, de anumite păcate, de anumite ispite în care am căzut. Eu sunt de partea norului luminos, îl cred pe Duhul Sfânt, verbalizez starea mea și îi spun, frate, că a spus Duhul Sfânt azi de mărturisări, știți că a spus, da? Că unii pot să scape de patim și de... Eu m-am mirat, dar cred ce a spus Duhul Sfânt, de băutură și de nu știu ce. Și dacă Duhul Sfânt a spus că prin mărturisări se scapă, n-ai vrea să-ți mărturisești azi păcatul? Nu vrei să stai de partea luminoasă a norului? Că dacă zici că n-ai păcat, îl faci mincinos. Pe cine îl faci mincinos? Îl faci mincinos pe Duhul Sfânt care spune că ai păcat. Că Duhul Sfânt e luminat,
trăiești în lumină și îți spune, măi, tu ești în lumină, dar uite, mai ai o pată pe haină, uite, mai ai o vorbă care nu-i bună, uite, mai ai un gând care nu-i bun, că ni se pot strica și gândurile, nu? 2 Corinteni 11:3 spune, dar mă tem ca după cum șarpele a măgit prin Eva, prin șeretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția sau credincioșia care este în Hristos. Te pomenești un om cu ani de zile de pocăință, îmbătrânind pe calea pocăinței, te pomenești cu câte un gând stricat, cu câte un gând murdar. Dar Duhul Sfânt din tine vine și spune, nu-i bun gândul ăsta, nu-i bună părerea asta și eu acum am norul. Pe de o parte luminos, pe de o parte întunecos. Rămân în partea luminoasă, vin și spun, frate, am greșit. Uite, ăsta sunt eu și Dumnezeu mă eliberează. Sau mă țin tare ca un prefăcut și merg înainte. Dumnezeu să ne dea pocăință. Mă gândeam tot la călăuzirea asta prin lumină. Spunea Petru 1:19. Și aveți cuvântul prorocie făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până va crăpa de ziua să vă arăta soarele neprihănire. Vis-a-vis de exercitarea darurilor Duhului Sfânt, într-un loc întunecos, într-o lume pervertită și stricată, azi o ridica Domnul aici proroci care au spus așa vorbește Domnul. Eu de care parte sunt? Sunt interesat de lucrările Domnului, iau aminte, sau spune Tesaloniceni 5:20, nu disprețuiți prorociile. Și te întreb acum, tu care ești aici, ai ascultat vedenie relatate, ai ascultat cuvânt de prorocie, ai ascultat înștiințările Domnului, le disprețuiești sau le prețuiești și ne conformăm? Dumnezeu să ne dea pocăință. Mă gândeam la norul acesta ciudat, pe de o parte luminos, pe de o parte întunecat, și câteodată trăim așa stări de înserare, stări de confuzie. Nu suntem nici foarte lumești, nu suntem nici tari pocăiți. Dumnezeu să ne ajute azi să ne pocăim bine, frate. Și apoi au tăbărât la Gilgal. I-a condus Dumnezeu, au mâncat din roadele țării, au încetat mana, au prăznuit Paștele. Și Dumnezeu nu s-a dezis de ce le-a promis. Că Dumnezeu ne poate duce, fratele. Credem asta? Se vorbesc de călăuzirea bisericii. Când spunea Domnul cât? Matei 16:13. Eu mă duc la Tatăl, dar n-am să vă las singur. Am să vă trimit pe Duhul Sfânt care vă va călăuzi. Fraților, atâta nevoie este în vremea asta de călăuzirea Duhului Sfânt. Trăim evenimente fără precedent, nu știm ce aduce ziua de mâine, întrebări la care nu avem răspuns, evenimente care se succed cu repeziciune unul altuia, toate prevestesc că venirea Domnului foarte aproape. Avem, repet, întrebări și pe mine mă întreabă frate Dragoș, cum e cu asta, cum e cu aceea? Și mă rog Domnul să am înțeleptul răspuns, îl dau și de multe ori cert și le spun, dar voi nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt? Pentru că Domnul spunea, ungerea pe care o aveți, vă va învăța toate lucrurile. Așa de mult doresc ca Duhul Sfânt să umple asta, adunarea asta. Duhul Sfânt să umple inimile noastre și Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul, fraților. Și eu sunt bine conștient și convins că Biserica Domnului va ajunge acolo unde s-a pornit. E adevărat, evreii care au cârtit, au murit în pustie. Pedeapsa a fost individuală, dar ca și entitate, ca și popor, Dumnezeu i-a dus în Canaan. Așa se întâmplă și cu biserica. Ăla care păcătuiește, ăla care e neserios, nu-i garantez cerul. Dar biserica, ca și entitatea lui Hristos, va ajunge în cer la Dumnezeu. Și vom ajunge acolo unde nu-i durere, unde nu-i țipăt, unde nu-i tânguire. Acolo unde ați cântat voi cu bolțile cele de cleștar, Dumnezeu să ne ajute. Așa de mult doresc să ajung și eu acolo.
Și așa de mult doresc ca ai mei dragi, frați din adunare, și acum doresc ca voi toți să vă îmbrănicească Domnul, să ne întâlnim acasă la El. Pentru asta călăuzire de la Duhul Sfânt, pentru asta umplere cu Duhul Sfânt, Doamne ajută-ne! Am citit despre magi și ei au fost călăuziți printr-o stea. Într-o noapte am făcut studiu biblic cu copiii și atâtea întrebări mi-au pus că am spus, nu știu, lăsați-mă în pace. Cum era steaua aceea? Că doar îmi spunea stelul Iisus și dacă, cum te iei pe o stea care Iisus? Mă, poate era mai jos. Și mă întreabă, dar merge eu numai ziua sau doar numai noaptea să vede steaua? Ziua dormeau și ziua, noaptea, măi, iar nu știu. Dar cum li s-o arăta steaua? Că nu erau telescopi, că de la Galileu, Galileu a venit. Și ne-a spus, mă, decât vă spun ceva rău, mai bine spun că nu știu. Dar eu vă citesc din Scriptură. Că era o stea pe care o văzut-o magii și care i-o călăuzit și i-o dus unde trebuia. Mai mult nu știu, știu că-s filmat, dar n-am ce face. Mai bine spun că nu știu decât să spun ceva greșit, așa? Eu mă gândeam la stelele acestea. Asta era o stea călăuzitoare. Și eu am interpretat-o așa, i-am dat o formă duhovnicească. Și am spus, măi, sunt stele călăuzitoare. L-au călăuzit, i-au călăuzit grupul ăsta de magi, nu știu câți erau, i-au călăuzit până l-au întâlnit pe Hristos. Dar eu m-am gândit, dacă ce-ar fi stelele astea? În Apocalipsa spune că 1:20, taina celor șapte sfetnice, șapte biserici, cele șapte stele sunt îngeri biserici, solia pastorală. În Daniel 12:3, cei înțelepți vor străluci ca stelele și cei care învață pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veci de veci. Eu m-am gândit, măi, oare sunt o stea călăuzitoare? Învăț pe oameni să umble în neprihănire? Am înțelepciune? Pavel spunea 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, eu cal pe lui Hristos. Și eu m-am ridicat în adunare, la ordinare unui frate, am predicat nu de mult la un păstor de aici, am spus, măi, tu trebuie să te ridici în adunare și să spui, fraților, pocăiți-vă ca mine, surori din adunare, îmbrăcați-vă ca nevasta mea, fete din adunare, îmbrăcați-vă cum sunt fetele mele, călcați pe urmele mele, dacă tu, păstor, nu poți să spui asta, tot îl dăm exemplu pe Pavel și pe Barnaba. Dar eu când voi fi exemplu? Ce fel de stea sunt eu? Oamenii de la mine la servici mă urmăresc și o trebuie să spun după 35 de ani. Și îmi spune, nu eu, șeful îmi spune, știu că tu nu furi, n-am vândut un kil de motorină în 35 de ani. Și nu de mult mă sună un coleg și spune, pacea Domnului, frate Dragoș. Eu spun, pace mă, că așa ne salutăm noi pocăiți, dar tu ai pace. Da, de când am luat botezul, am pace. De când am ieșit la pensie, toată viața te-am urmărit. Și am luat botezul și acum sunt frate cu tine, să vii să ne întâlnim. Încă n-am ajuns. Eu unde conduc pe oameni? Pe cei de la facultate, pe cei de la școală? Unde? Dacă merg oamenii după tine, unde ajung? Ajung la Hristos? Doamne ajută-ne! Că mai sunt și stele rătăcitoare, Iuda 1:13. Ăștia rătăcesc pe oameni. Faptică 7:43 a spurtat cortul Moloch și steaua zeului Remfam, nu? În Amos 4 cu cât? Cu 26, cu 5 cu 26, spune acolo de Caivan, stelele idolești. Oamenii au tot felul de idol. O stea e un fotbalist, o stea e un cântăreț, o stea e un politician. Unde mergeți cu dânșă? Am auzit, nu știu. Mi s-a făcut o propunere când am fost în America să merg la Hollywood, că acolo este un drum numai cu stele pe care scriu numii de oameni, împărați, regi, fotbaliști, nu știu, i-a zis că nu. Eu nu-mi pus steaua acolo, deci nu știu dacă mă lăsau să-mi scriu numele meu acolo, dar nu vreau să fiu scris acolo. Și nu m-am dus să văd aleea aceea cu stele, cu idol, după care fugiți mulți din voi. Vă îmbrăcați ca ei, vă tundeți ca ei, vorbiți ca ei, aveți aspirațiile lor. Dar astea sunt stele rătăcitoare. Astea nu vă duc la Hristos.
Asta vă duc în rătăcire. Dumnezeu să vă păzească. Și pe noi tot. Am mai găsit o stea, n-am știut să-i spun numele, în Apocalipsa, capitolul 8, era o stea mare, o căzut pe pământ, ardea ca o torță, așa ca o făclie. Ea se numea Pelin, să-i spun stea distrugătoare, nimicitoare, o otrăvită apele, asta e în Apocalipsa. Noi ne-am oprit la asta, stea călăuzitoare și stea rătăcitoare. Eu aș vrea să-i călăuzesc pe oameni la Hristos. Amin. Și tu? Amin. Doamne, ajută-ne! Al doilea gând din pasajul acesta, și vorbea fratele Matei de cercetarea Scripturii. Deodată la Ierusalim un interes pentru Scriptură. Se interesează și Irod, se interesează și preoții, și cărturarii, și magii, toți citesc în Scriptură. Ca să ajungi la Hristos, trebuie cercetarea Scripturii. Domnul să ne ajute. Că Irod avea un scop, magia alt scop, asta e altceva, dar Scriptura trebuie cercetată. Și al treilea gând care l-am de ei spunea că Domnul ne-a vorbit în vis și fratele Matei spunea că ne vorbește Domnul în vis. Ne vorbește. Și ce le-a spus când le-a vorbit în vis? Le-a spus un lucru, mă, nu vă mai întoarceți pe drumul pe care ați venit. Duceți-vă pe alt drum și magia v-a ascultat. Ăsta e un drum al ascultării. Eu am reținut numai expresia, alt drum. Și am întâlnit câteva întâmplări în Sfânta Scriptură care vorbesc de un alt drum. Biblia spune în Împărați 13 că la Betel a venit un om trimis din Iuda, un proroc al lui Dumnezeu. A făcut acolo un minune, a prorocit împotriva altarului, altarul s-a despicat, cenușa au căzut. Împăratul a întins mâna, prindeți-l măi! Și a rămas cu mâna întinsă. Eu am rămas mult la scena asta. Du-te tu împărat acasă cu mâna întinsă. Hai că până acasă spui că ești la defilare. Dacă ne ajunge acasă, vei nevastă, dă mantia jos. Nu pot, înțapă. Dă mâncare, nu pot. Și împăratul a văzut că nu poate. A văzut că e omul Dumnezeu. Rogu-te omului Dumnezeu, roagă-te să-mi trag mâna. Măi, și face prorocul găciunii și ăsta se revine deodată. Hai la mine acasă. Hai la mine acasă, îți dau să mănânci, îți dau să bei ceva, îți dau un dar. Nu! Domnul mi-a spus să nu mă întorc pe drumul pe care am venit, să mă duc pe un alt drum. Și așa o făcut, o plecat pe alt drum. Dar s-a întâmplat ceva. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat. Un proroc bătrân a venit și l-a amăgit. Și eu sunt proroc. Și un înger mi-a vorbit să vin înapoi. Și l-a înturnat pe proroc înapoi. Să spunem tinerilor acestora, frate Vasile, care au pornit pe calea pocăință când n-au voie să dea înapoi? N-aveți voie înapoi, că înapoi e moarte, înapoi e leu. Pentru o mâncare, pentru o băutură, pentru un dar, pentru un titlu, pentru o onoare, pentru ce să te duci înapoi? Că și cei din călătoria spre Canaan și-au ales că pe tine să se ducă înapoi. Pentru ce te duci înapoi? A, le era dor de praj și de pește. Dar de biciul vătășăilor nu vă era dor? Nu? De lutul ăla călcat în picioare și paie nu vă era dor? De porunca care spunea copiii să-i aruncați în Nil, nu vi dor? Sau ni dor numai de ceva din lume? Numai ceva din Egipt ne-a prinde dorul, nu? Ni dor să mai fumez o țigară? Ni dor să mai accesez un sai de la murdar? Ni dor să mai merg o dată la discotecă? Pentru ce te apucă dorul de lume? Nu știi că lumea e amară? Nu știi că lumea înseamnă moarte? De ce te apucă dorul de lume? Și de ce te întorci pe același drum înapoi? Domnul să ne facă să mergem pe alt drum, nu pe drumul lumii. Să mergem pe drumul pocăinței. Doamne, ajută-ne! Apoi mai spune Biblia că aici era o situație deplorabilă, jalnică. Nu a plouat 3 ani și 6 luni. Și dită mai împăratul, nu știu, s-a îmbrăcat cu mantie regală sau nu, i-a spus lui Obadia, băi, hai prins, căutăm niște izvoare, niște păraie, pe undeva plamlaște, mai găsim niște răgozi, mai găsim niște pănușițe, știți ce e? Mai găsim niște iarbă ca să nu tăiem catârii, să nu-i omorâm vitele. Și îl văd pe Ahab ducându-se pe un drum. Dar Obadia spune, eu nu merg cu tine. Lasă-mă că eu merg pe alt drum. Așa spune în Împărați, capitolul 8. Ahab a mers pe un drum și Obadia pe alt drum. A spus eu, asta înseamnă ca în Vechiul Testament însoțiri neîngăduite?
Știți voi că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? Știm asta, da? Spune Pavel în Corinteni 15. Eu am întâlnit familii care au falimentat. Am întâlnit tineri, frați, surori care au dat faliment din pricina prieteniilor păcătoase. Și eu când mă rog și pentru copii și mă rog pentru cei care îi punem în slujbă, Doamne, păzește-l de prietenii lumești. Că vin unii care se bagă în casa ta, în familia ta, prieteni de familie și de pe băncile adunării te duce în lume. Că el nu vine să cerceteze Scriptura, el vine să joace remi, el vine la grătar, el vine la tenis, nu vine la steruință la tine în casă. Și ușor câte ușor, ușor câte ușor ajungi într-o direcție greșită. Dumnezeu să ne păzească pe toți, frate. Aveți mult timp liber acum de sărbători. Rugăciune, post, cercetarea cuvântului și ne ținem în drumul care l-a pus Domnul. Pe un alt drum. Și am mai găsit scris, aici am să vă spun și o lucrare, în Ezechiel 46, cu 9 parcă, ăia care intrau la templu din poarta din nord, ieșeau pe la sud. Și ăia care veneau pe la poarta de sud, duceau pe la nord. N-aveau voie să iasă pe același drum. Știți cum interpretez eu asta? Eram într-o biserică și pentru o soră în vârstă a fost o vedenie dată și a spus: soră, te-am văzut venind la adunare, atâtea poveri, atâtea trei scărai în spate, mergeai gârbovită, când ai ajuns la adunare așa te-ai bucurat și acolo pe hol le-ai lăsat tete. Le-ai lăsat și ai venit și te-ai bucurat și când s-a încheiat slujba te-ai dus, le-ai luat tete înapoi, tete, te uitai să nu rămână pe una. Și te-ai dus acasă așa gârbovită și o strigat Duhul Sfânt: femeie, nu mai lua poverile înapoi, lasă-le aici. Când spunea să aruncăm la picioare, de la cap la noi, la picioare la el. Asta se aruncă ușor, că arunci în jos, doar. Numai iei din mintea ta povara, îngrijorarea, neacazul și le arunci la picioarele Domnului. Nu te mai pleca să le iei, că rezolvă Domnul. Azi dimineață a fost mai intensă rugăciunea, cercetarea Duhului. Nu, poate nu sunt eu vinovat că v-a stins un pic. Dimineața am simțit așa și multe, am spus și eu: Domnul, și păcate, și greșeli, și hotărâri, și am plâns. I-am povestit din cazul meu, de poveri, că am și eu. Credeți că mai eu vă una înapoi? Nu mai eu. Așa mă duc de el de bucuros acasă. Îi spuneam la fratele Matei: băi, uite, ce-a fost bun aici? Tot a fost bun. Nu a fost ceva spui că asta nu trebuie. Tăte și poezii și cântări și predici și prorocii, tot i-a fost bun. V-ați despovărat un pic? Da? Le luăm înapoi când plecăm? Nu mai. Plecăm acasă plin de bucurie că Dumnezeu e cu noi. Eu închei predica. Așa am vrut să vă spun de călăuzirea asta magilor trei lucruri. Călăuzirii, cercetarea Scripturii și ascultare la drumul care îl avem. Acum eu nu sugerez că noi toți am fost păcătoși și de azi avem alt drum. Dar dacă cineva a fost pe un drum rău, spunea psalmistul, cercetează-mă și du-mă pe calea veșnicie. Mai avem nevoie de corecție. Eu nu am nevoie de multă pocăință. Mai avem nevoie de pocăință. Mai avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Să dea Dumnezeu ca plecăm de aici, să plecăm mai maturi, mai puternici, mai plini de credință. Dacă ne chemați și la anul, poate venim. Și dacă nu, să ne întâlnim la Domnul acasă. Amin.